Lipsa banilor, presiunea jobului și teama de a alege greșit îi fac pe tineri să amâne momentul căsătoriei, așa că tot mai puțin ajung la starea civilă de la an la an, iar una din cinci persoane singure nici măcar nu intenționează să se căsătorească vreodată. Vârsta medie la care românii se hotărăsc să facă acest pas a crescut semnificativ. În tot acest timp, natalitatea continuă să scadă. Mersul la starea civilă a devenit un stres pentru tinerii din România. Cei mai mulți preferă să amâne momentul. Nu mă gândesc încă la căsătorie, aștept mai întâi să termin facultatea. Prioritatea este facultatea pentru mine. Și după o să mai văd. Mai întâi să termin cu studiile, să-mi găsesc un loc de muncă, să fiu stabilit. Consider că este un angajament foarte important pe care un om serios, după părerea mea, ar putea să-și-l ia. Și depinde de persoana potrivită până la urmă. Dacă crezi că cu ea sau cu el sau cu ea ți-ai petrece restul vieții, atunci da, merită. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2020 s-au înregistrat în jur de 81.000 de căsătorii, cel mai mic număr înregistrat din 1946 până în prezent. Însă a fost un an marcat de pandemie. Comparativ, în 2019 s-au înregistrat aproape 130.000 de căsătorii. Un studiu recent arată că lipsa banilor este principalul motiv pentru care tinerii nu se mai căsătoresc. Urmează presiunea jobului și teama de a alege greșit. Este uimitor dacă stăm să ne gândim puțin, pentru că da, poate exista teama aceasta în orice tip de alegere. Căsătoria este o alegere cu miză mare. Aici apare o aversiune de a fi eu de vină că am făcut o mutare atât de importantă și am greșit. E una dintre problemele existențiale ale timpurilor noastre. Cu toate că amână marele eveniment, românii sunt de părere că vârsta ideală de căsătorie pentru femei este de 26 de ani, timp ce pentru bărbați este de 28 de ani. 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani au posibilitatea cea mai mare de a se căsători în viitorul apropiat. Ei sunt urmați de cei cu vârsta între 18 și 24 de ani, cu o proporție de 69%. Pe de altă parte, 34% dintre participanții la sondaj spun că nu-și doresc să se căsătorească, dar vor o relație cu un singur partener pentru întreaga viață. Totodată, natalitatea continuă să scadă în România, iar cu cât înaintează în vârstă, cu atât devine mai greu pentru o femeie să aducă pe lume un copil. Vârsta la care se obține sarcina a crescut un picuț. Media principală se află undeva între 30, 35, 37 de ani. După 30 de ani, ovarul intră într-o pantă de regresie, este adevărat. Dar modificările sunt observabile din punct de vedere al fertilității undeva după 35-40 de ani. În urmă cu doar 10 ani, de exemplu, româncele deveneau mame mai devreme. Se ținea cont de ceea ce spunea pe vremuri domnul profesor Panait Sârbu, că o sarcină se obține la tinerețe cu un dram de inconștiență. Ei, acum că am dispărut acel dram de inconștiență, sarcina se obține mult mai planificat. În 2021 au venit pe lume mai puțin de 180.000 de copii, un record negativ al ultimilor 100 de ani.